Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. Am venit lângă Salcâm. Ia uitați cum se prezintă Salcâmul aici la mine în zonă. A început să se deschidă de astăzi. În unele locuri sunt salcâmi care sunt mai deschiși, aci sunt chiar la margine, spre vârfuri. Deja am văzut că albinele îi cercetează, cum e și acolo, salcâmul ăsta pe vârf, nu știu dacă pot să apropii atâta. Da, cred că se vede floarea pe vârf. Începe să și miroase. Hai să mă duc un pic mai mult aici în pădurice. Da, uite, sunt care albinuța deja e pe el. Da? Sunt anumite crenguțe care deja încep să se deschidă. E o locație frumoasă, aici unde am stupina. Da, să deschid încet. După cum se poate observa, cam de mâine preconizez că va fi o zi în care se poate vorbi despre cules. Astăzi mai puțin, dar totuși va fi ceva. Ce să vă doresc, un an bun la Salcâm, oriunde v-ați afla, și voi reveni cu filmare de la stupină. Am ajuns și la stupine, să vedem temperatura. Avem în jur de 27 de grade. Da? Voi deschide unele nuclee care le-am format. Acele nuclee pe o ramă, să vedem cum, în ce stadiu se află. Voi deschide aici un nucleu, să vedem. Cred că ar trebui să mut din coace să se și vadă. O să încerc cu o mână, să vedem. Oricum vă scoate rama pe care a fost botca. Să încerc să... Așa. Thank you.
Da, aici e bodca, se vede că e roșie. Deci această bodcă de aici e roșie. Acum, normal, matca ar trebui să fie undeva pe ramă. Se vede că o băgat nectar. Am mai dat, uite aici și matca. Cred că se poate observa. Acum vrea să treacă dincolo. Da. O băga nectar în mijloc. Păi, ia uitați o matcă. O matcă de la familia de schimb liniștit, dacă nu mă înșel. Nu am notat, dar îmi aduc aminte pentru că am pus lada chiar lângă acea familie și știu că am luat rama și am pus-o în lădița de lângă. Deci aici e mătcuța. Bun. Deci aici voi aștepta peste aproximativ 5 zile, dacă timpul va permite, ar trebui să fie împerecheată, 5-7 zile aproximativ. Bun, hai să deschid aici și acest nucleu. De fapt, acești nuclei deci ați doi nuclei într-o ladă. La fiecare am pus câte o ramă cu hrănitor. Aici e o bodcă la partea de jos, după cum se poate observa. Deci aici încă nu a ieșit. Hai să vedem din coace. Să vedem aici unde a fost botca sau unde. Da, aici. Aici încă nu a ieșit. Se poate observa această botcă de aici. Eu cam dat aici nu. Să vedem altul.
Da, și de aici au ieșit matca. Se vede aici botca, muiroasă. Deci cele care le rod aici în față, îi semn că au ieșit matca. Când îți ros aici pe lateral, atunci acolo înseamnă că a ieșit o matcă și o ros. O ros pentru a-ți distruge eventualele rivale. Hai să vedem dacă... Da, uite, am zărit-o. O trecut pe partea asta la altă. Acum mi-a scăpat. Asta neîmperecheate sunt foarte, foarte rapide pe rame. Da, uite aici la partea de jos, acum trece. Acum vine în sus. Bun. O bag aici să nu cumva să zboare, că am mai pățit, că uitându-mă după ea, o zbura de pe ramă. Bun. Asta e de la familia aceea carnica. Cu matcă carnica. Hai să mai deschid și asta de aici. Este un nucleu la care a ieșit prima dată și s-a pierdut. Ăsta a fost chiar primul care l-a făcut. S-a pierdut, nu știu ce s-a întâmplat, a ieșit și nu s-a mai întors. Și la asta i-am pus o botcă selecționată, care l-am făcut-o eu. Dar asta, după câte mi-aduc aminte, nu cred că încă nu i s-a împlinit timpul să iasă. Da, aici e botca. Se poate observa. Încă nu e... Da, încă nu a ieșit botca asta. Pe mătcuța asta. Da, deci astea știu că seria asta care am făcut-o, prima serie, astea încă mai au. Astăzi e marți. Astăzi, da, e marți. Le-am făcut... marța trecută. Da, ăsta încă mai au. Deci abia o săptămână încă aici ai de vreme. Da. Hai să mai deschid unul. Cred că voi muta din coace ca să vadă un pic mai bine.
Da, ăsta e tot cu botră selecționată. Deci nici aici nu e cazul să vedem. Să vedem matcă. Se poate observa că deja licărește nectarul. Aici e și botca. Da, deci asta mai durează până vor ieși. Eu nu-i fac nuclei foarte mari. Adică nu consum mult albină pentru ei. O ramă de albină cu puiet în toate stadiile și cam atât. La care îmi pun rama care ați văzut aici, rama cu hrănitor, pentru că mă interesează doar să iasă sam albină, să iasă matca, să se împerecheze. După ce matca e împerecheată, atunci voi veni și voi ajuta cu rame cu puiet. Până ce nu am matca împerecheată, nu are rost să fac pe mai multe rame. Pentru că dacă, de exemplu, iasă matca la împerecheat și nu se mai întoarce, atunci ăla e un roi care e pierdut. Trebuie dată altă matcă și eu dacă am aici 3 rame, îi dau cu 3 rame de puiet și nu am matcă, deja albina aia putea să stea în stupul de bază și să ajute la cules. Deci, eu așa consider că e cel mai bine făcut pe o singură ramă pentru a nu slăbi foarte tare familia de albine. În momentul când e împerecheată, atunci se poate ajuta cu puiet. Da, cam asta am vrut să arăt în video de astăzi. La noi a început astăzi salcâmul. Sperăm să fie un cules bun. Până la un următor video, vă doresc multă sănătate și numai bine!